Peste 20 de cadre medicale sunt în prezent infectate cu noul coronavirus. Cea mai mare problemă se regăsește la secțiile ATI și Medicală 1. Azi dimineață, singurul pacient care mai era internat la Medicală 1 a fost transferat către Medicală 2 și se va asigura fluxul necesar pacienților. La ATI 1, din 7 medici, unul este în concediul pentru creșterea copilului, 2 pozitivi și altul în izolare ca urmare a infectării familiei acestuia. Doar 3 medici mai acoperă gărzile de la terapie intensivă a Spitalului 700. La ATI 2, de la Spitalul Tudor Vladimirescu, din 9 medici, unul se află în concediu pentru creșterea copilului și 2 pozitivi. 6 medici asigură fluxul continuu și gărzile împreună cu 4 rezidenți detașați prin departamentul pentru situații de urgență. Președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, declară că în acest moment, luna noiembrie este acoperită pentru linia de gardă în integralitate, cei 3 medici rămași la ATI Spital 700 fiind sprijiniți de ceilalți colegi. Cum vor reuși să își împartă timpul și gărzile, o știu însă numai ei. Cosmin Popescu susține că face demersuri astfel încât să fie suplimentat numărul de paturi la terapie intensivă. Odată cu aceasta, va trebui să se suplimentați și numărul personalului. În ceea ce privește dotarea tehnică, președintele Consiliului Județean susține că ventilatoare există și că mai trebuie asigurat doar fluxul de medici. Secția de ATI sunt în toată țara. Noi facem demersurile necesare astfel încât să suplimentăm în numărul de paturi. Numărul de paturi trebuie suplinit de cadre medicale. Deja avem pe flux și devin ventilatoare noi, astfel încât gorjenii care necesită intervenții de specialitate, secția de ATI, să beneficieze de aceste servicii. Zi de zi acționăm, se discută cu domnul Arafat, se discută cu departamentul de urgență, cu Direcția de Sănătate Publică, cu Instituția Prefectului, astfel încât să suplimentăm numărul de paturi atunci când situația o va impune. Avem ventilatoare, avem stările, trebuie să asigurăm fluxul continuu și de medici. Detașările și transferările vor continua atunci când situația o va impune. De asemenea, în caz de necesitate, se vor face și angajări pe perioadă determinată.